M-am trezit în cască, era zgomot, zgomot și am strigat tare. El s-a apropiat de mine și m-a pălit cu piciorul în față și s-a apropiat de mine și m-a luat de gât și mi-a luat lanțujelul, cercei, lanțujelul cu șiriță, inelul cu rubin, inel de aur cu rubin și inel de căsătorie. Și după asta, el îmi spune, dă-mi 150 de lei. Eu bani n-am avut, era în portmoneu era aproape de 30 de lei, îi le-am dat și el după asta a început a căta peste tot, a scoate toate aparatele electrice care au fost prin casă, toate le-au grămădit, au scos din toate șcafurile tot ce era și le-au zbrălit jos și nu i-a plăcut, nu i-a luat și în vremea asta și el a ieșit, a ieșit afară și eu în vremea asta am izbutit să sun la vecin. Și el se întoarce și fuge și vecinul nu a putut să-l ajungă. Și după aceea am sunat la poliție și mulțumim poliției din Badul Vodă că au venit și operativ în timp de 2 zile l-au găsit.